Bună ziua, numele meu este Augustin Tudose, sunt colonel medic, medic primar ATI și sunt coordonatorul echipei de ATI detașată în această săptămână la secția ATI a Spitalului Militar Olbe. Ne puteți spune care este volumul de muncă în cadrul secției de ATI? Că sunt capacitatea maximă a secției în condițiile în care suntem practic cea mai mare secție de ATI COVID probabil din țară și în mod sigur din București. Referitor la starea de spirit a colegilor dumneavoastră, ce le puteți spune? Deocamdată este una bună. Important este că între noi e un sentiment de echipă. Avem sentimentul că toți tragem pentru același obiectiv. Ne completăm unul pe altul, ne înțelegem foarte ok între noi. Lucrurile sunt cât se poate de în regulă. Având în vedere volumul mare de muncă și pericolul la care vă expuneți, ce vă motivează în fiecare zi să vă continuați lupta cu coronavirusul? În primul rând, este meseria pe care ne-am ales-o. Deci, când te faci medic anestezist, inevitabil, nu doar acum în perioada pandemiei, ești expus la tot felul de agenți infecțioși, virusuri, bacterii și așa mai departe. În această perioadă, când vedeți care este evoluția pandemiei, lucrurile devin din ce în ce mai grave și trebuie să ajutăm cât putem de mult, practic, societatea să depășim acest moment. Aș da următorul mesaj, trebuie să rezistăm până la capăt, pentru că dacă ATI-ul pică, consecințele ar fi absolut devastatoare. Nu putem trece peste această pandemie fără terapie intensivă. Cum ar putea să vă ajute societatea în această luptă? Cel mai mare ajutor pe care l-ar putea da societatea ar fi să se respecte regulile atât de des prezentate în toate canalele media pentru a nu ajunge în situația ca numărul foarte mare de cazuri să depășească capacitatea de preluare a spitalelor și în mod deosebit a secțiilor ATI. Ce mesaj aș transmite românilor? Poate cel mai important mesaj ar fi să respecte regulile de distanțare socială, de purtare a măștii, de dezinfecție a mâinilor, în așa fel încât ei și familiile lor să nu ajungă la noi. Ce mai sugera eu în plus ține practic de conștiința fiecăruia să se gândească foarte bine atunci când alege să meargă într-un loc foarte aglomerat. Din păcate, constat, odată ce pandemia evoluează deja de câteva luni bune, că avem un număr din ce în ce mai mare de oameni care cred că este conspirație, că virusul nu există, toate afirmațiile una mai incorrectă decât cealaltă. Numai departe de azi noapte la ora 2 am admis un pacient care, deși respira extrem de prost, care a trebuit pus pe suport ventilator, el până să-l punem pe suport ventilator încă încerca să susțină că virusul nu există, ceea ce mie mi se pare absolut șocant și de neînțeles. Dumneavoastră ca doctor care munciți aici în spital, cum vă protejați familia dumneavoastră? Păi, în primul rând, respectarea regulilor pe care trebuie să o facem absolut oricare dintre noi. În principiu, noi suntem protejați cu tot echipamentul necesar, lucrăm deja de câteva luni bune și nu am avut colegi infectați până acum.